Bună ziua, stimați prieteni, bun venit în noul an. Suntem la cea de 132 ediții de analize economice, un proiect comun, Iris Viitor și privesc eu. Suntem în sărbători, toată lumea se odihnește, toată lumea se distrează. Stăteam și mă gândeam, nu, ce economist le povestești la oameni atunci când toată lumea are sărbători? De aceea am decis să fac o ediție mai specială de analiză economică. Este la modul serios, dar vreau să discutăm serios despre cafea. Și anume, cât cafea consumă moldovenii, cum este industria cafelei, și am ajuns la o concluzie interesantă. Dacă m-ați întrebat după ce indicator noi arătăm că suntem europeni, este după cafea. Noi, cândva, eram absolut deloc, nu consumam cafea, acum am devenit și consumatori aproape ca europeni, mai avem nevoie de câțiva ani de zile ca să ajungem ca europeni la consumul de cafea, și vom avea tot dreptul celor la Bruxelles să le spunem, fiți atenți, noi suntem, voi sunteți obligați să primiți Uniunea Europeană din simplu motiv că la consumul de cafea noi ne-am transformat ca europeni. Haideți să ne luăm la rând să vedem care este industria cafelei în Republica Moldova, cât cheltuie moldovenii pentru cafea. Apropo, lucrul acesta este foarte greu de făcut. La sfârșit voi spune, sper că în 2024 vom reuși să facem un sondaj legat cu acest consum și ca să estimăm piața. Noi am făcut o estimare preliminară, voi vorbi la sfârșit. Dar să începem cu importul. Evident, noi nu producem cafea, din acest motiv noi importăm cafeaua. Eu când voi vorbi despre cafea, voi evita cuvântul cafea naturală, având în vedere cafeaua boabe, din simplu motiv că nu vreau să jignesc pe cei care beau cafea solubilă și care beau alte tipuri de produse cu conținut de cafea. Din acest motiv, eu când voi vorbi astăzi despre cafea, am în vedere cafeaua boabe. O singură dată vom vorbi și despre alte tipuri de cafea, dar noi vorbim despre cafeaua din boabe, spunându-și cafea naturală, dar mă voi strădui să evit acest lucru. Deci Republica Moldova până în 2005 practic nu importa cafea. 100-200 de mii de dolari anual la volume de kilograme, vorbeam de câteva tone de cafea care noi importam. Astăzi, noi am ajuns să importăm în 2023, estimez că s-au importat de 14 milioane de dolari, în 2024 estimez că importul de cafea va fi de circa 16 milioane de dolari. E mult sau puțin, mai puși ajungem să vedem acest lucru. Ca să fie clar, noi vorbim de cafeaua boabe. Deci datele acestea noi le-am obținut doar câtă cafea boabe s-a importat în Republica Moldova. Biroul de statistică ne dă importul total de cafea, ceai și mirodenii. Deci, pe lângă cafeaua boabe, noi mai aveam încă și cafea solubilă, ceaiuri și diferite mirodenii. În total, exportul în 2023 estimăm undeva 23 de milioane de dolari. Dacă observați, până în anul 2020, cafeaua boabe era mai puțin decât celelalte tipuri de băuturi. Din 2021-2022, cafeaua boabe domină, iar în 2023, observați, cafeaua boabe, noi avem importul de 14 milioane de dolari, iar importul de celelalte tipuri de băuturi sunt undeva la 9 milioane. Deci, practic, Republica Moldova s-a transformat într-un consumator elevat. Practic, din toate tipurile de băuturi, el preferă cafeaua boabe. Lucru care ne arată nouă cum suntem noi de civilizat. Cât cafea consumă moldovenii? Este foarte ușor de calculat, din ce cauză. Știm cât cafea s-a importat, știm că o ceașcă de cafea îți trebuie 7 grame de cafea, am calculat toate acestea și obținem că în anul 95 un moldovean matur, am luat doar maturii, copiii am exclus, mai sunt și copiii câteodată servesc cu cafea, dar excludem, un matur în 95 servea 3 cești de cafea pe an. Hai să vă zic așa, practic nu știam noi. 2000 ne-a prins în criză și ne-am redus la o ceașcă și jumătate pe an. Deci, practic, moldovenii nu consumau deloc cafea. Eu țin minte lucrul acesta, eu sunt un consumator în pătiment de cafea, cred că de prin anii 80 ceva. Și țin minte, la acea vreme, nu cred că mai găseam în orășelul meu cineva care mai bea cafea ca mine, deci nu știam pe nimeni. În 2005 la noi am ajuns la 8,8 ceșculiți, în 2010 15, 2015 35 și în 2020, vedeți, deja avem o creștere bruscă, odată cu semnarea, nu știu cum zic eu, glumea, suntem în sărbători, deci, într-adevăr, cred cel mai puternic element care ne scrie pe noi că europeni este schimbarea atât de bruscă a preferințelor noastre. Uitați-vă, 90 de cești de cafea,
În 2023, noi am ajuns la 134 licești de cafea și în 2024 cred că vom trece cu succes de 150 licești de cafea. La bun, serios, vă spun, anul 2024 trebuie să-l declarăm anul cafele în Republica Moldova și vă spun din ce cauză. Consumul mediu global este de 140 licești de cafea pe o matur pe an. Deci noi în 2024 trecem consumul mediu global. Evident, până la consumul mediu european, care este de vreo 2-3 ori mai mare, noi mai avem nevoie de câțiva ani de zile, de aceea cred că exact în momentul aderării noastre la Uniunea Europeană și consumul nostru de cafea va fi unul comparabil cu cel al țărilor din Uniunea Europeană. Mai avem un fenomen nou. Avem un fenomen nou care pe mine mă bucură enorm și anume importul cafelei boabelor neprăjite. Ce înseamnă lucrul acesta? Aceasta înseamnă că în Republica Moldova deja începe a exista industria prăjirii de cafele. Uitați-vă, dacă în anul 2000-2005 la noi se importau câte 600 de kilograme, 700 de kilograme de boabe, deci importa cineva, nici nu știu cine și ce făcea, noi astăzi am ajuns să importăm undeva 70 de tone de cafea. Deci 70 de tone de cafea, de asta de bine, de rău, sunt aproape două vagoane de tren sau trei tiruri, 70 de tone de cafea, Republica Moldova le importă anual, ea este prăjită aici, este vândută sub branduri moldovenești și fiți atenți, este exportată. Da, 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 ți-au zis foarte bine, Republica Moldova deja exportă și cafea. Mai mult ca atât, da? Eu nu cunosc o altă companie moldovenească decât una care este în industria cafelei, care are franșiză peste hotare. Ce înseamnă franșiză? Aceasta este un model de business care tu al vinzi. Deci Republica Moldova până astăzi presupun că există o singură franșiză moldovenească care cu succes este vândută în mai multe țări și cât mi-ar părea de straniu este în industria cafelei. Deci avem 70 de tone de cafea prelucrate în prezent în Moldova. Eu personal cunosc vreo 4 prăjitorii, cred că 4 sunt, poate sunt mai multe, dar câte le cunosc eu cred că aceleași sunt. Și sper foarte mult că se vor dezvolta până ce importul de cafea prăjită este, de boabe crude, neprăjite, este destul de micuț. Noi până ce cumpărăm produse deja pregătite de alții, dar cred că noi avem toate șansele să dezvoltăm această industrie la noi. Apropo, dacă vă interesează cam care ar fi, cât ar cheltui moldovenii pentru cafea anual, avem nevoie de un sondaj ca să vedem cât din cafea consumată de ei este consumată acasă și cât este consumată în restaurante, din simplu motiv că aici apare diferența de preț. Cafeaua fiind un bun de lux, dacă noi importăm cafea de, vom importa cafea de circa 15 milioane de dolari, deodată imaginați-vă că avem TVA 20% plus mai avem accizul 20%, cafeaua este un bun de lux, statul costerilor să ne pună accizul, plus avem un adaus comercial destul de mult, din acest motiv noi în magazin ne așăm la un preț deja dublu undeva de vreo 30 de milioane de dolari. Dar să nu uităm că în prețul unei cești de cafea care se vinde într-un local cu 15 lei media, prețul însuși a cafelei de 2 lei, deci ea se mai adaugă încă de 7 ori. Ținând cont de toate acestea și presupunând că 25% din cafea omul o bea într-un local public și 75% o bea acasă, cu toate că eu cred că cafeaua băută în local public e cu mult mai mare ponderea, dar nu avem o cercetare făcută în acest sens, de ce mergem doar pe presupuneri. Asta înseamnă că anual moldovenii cheltuie pentru cafea undeva 1,5 miliarde de lei, nu anual, dar în acest an cheltuie 1,5 miliarde de lei, iar guvernul foarte bucuros va colecta peste 250, aproape 300 de milioane de lei sub formă de impozite. Deci toți băutorii de cafea vor plăti 300 de milioane de lei în bugetul de stat. Ministerul Finanțelor trebuie să ne mulțumească pentru aceasta. Cum bem noi cafea comparativ cu alte țări? Am luat un indicator în care l-am găsit în spațiu public. Sunt mai multe, eu am mers pe unul care am căutat cât de cât mai relevant și avem în felul următor. Cât cafea se consumă pe cap de locuitor anual? Deci aici sunt toți locuitori, inclusiv și copii. Deci cel mai mare consumator de cafea este Olanda cu 8 kg de cafea anual.
Finlanda cu 7,38, Suedia cu 7,36. Observăm țările nordice, Canada, toate acestea sunt țările nordice, cu excepția Libanului, care este la sud. Restul toate țările nordice. Media globală este 1,3 kg. În 2020, că această cercetare este în 2020, noi cheltuiam 490 de grame, deci noi eram de 3 ori mai puțin decât media globală. În 2023 au fost 750 de grame, în 2024 noi trecem de 800 de grame. Și ultimul grafic legat de cafea, care rolul, care cota noastră în economia globală la consumul de cafea. Am luat dintr-un milion de cești de cafea. Apropo, pe zi să beau 2,2 miliarde de cești de cafea. Fiecare zi să bea 2,2 miliarde de cești de cafea. Dar am luat dintr-un milion de cești de cafea, câte beau moldovenii? În anul 2000, dintr-un milion de cești de cafea, moldovenii beau doar 3 cești. Restul 999.997 beau în altă parte a lumii. În 2005, noi am devenit deja mai mari băutori și deja cota noastră, adică noi am început a lua din turta asta globală, 23 de cești. 32, 63, 129, iar în 2024, 180 de cești. Deci în 24 de ani de zile, cota noastră în consumul global de cafea a crescut de 60 de ori. De la niște oameni, la niște cetățeni, pentru care cafea era străină. Și de fapt noi nu eram deloc consumatori de cafea, noi ne transformăm încet, încet în niște consumatori activi de cafea, în prezent, ajungând deja și depășând media globală, iar în viitoare câțiva ani de zile mergem și mai departe. Asta am vrut să vă spun, sper că cu această informație mai mult interesantă decât utilă, sau poate și utilă, nu v-am încurcat sărbătorile care au fost, sunt și urmează și vă doresc Crăciun fericit pentru cei care serbează pe vechi, Anul Nou fericit pentru cei care serbează pe vechi și sărbători fericite pentru cei care au serbat și încă sunt în sărbători. Și nu uitați, consumul de cafea în Moldova crește și fiecare noi putem să vedem unde suntem la această medie. Deci, practic, astăzi noi putem spune, deja cu certitudine, că fiecare moldovean matur săptămânal bea undeva 2-3 cești de cafea. Deci asta este media la care am ajuns, în condiția când cândva era doar o singură ceașcă pe an. Vă mulțumesc și până data viitoare!